Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la Dosarele X, o rubrică despre crime, accidente și cele mai răsunătoare anchete în care figurează nume cunoscute opiniei publice. Vladimir Plahotniuc este acuzat că ar fi pus la cale fabricarea dosarului în care un grup de persoane ar fi urmărit să-l asasineze. Despre aceasta a vorbit astăzi avocatul lui Valerian Zabolotni, care s-a ales cu cel mai mare termen de detenție, 20 de ani. Dispusele lui, clientul său ar fi fost un apărător al obiectivelor sportive, fapt ce nu era văzut cu ochi buni de Plahotniuc, care ar fi urmărit să le acapareze. Avocatul lui Plahotniuc a declarat pentru TV8 că acuzațiile sunt nefondate, iar dacă sunt probe, să le prezinte în instanță. Один из мотивов фабрикации данного уголовного дела является то обстоятельство, что Заболотный Валерьян из-за своей деятельности по защите строительных спортивных объектов от уничтожения был неугоден бизнесмену, который на освобожденных площадях организовал свой строительный бизнес. А поэтому от него необходимо было избавиться. De asemenea, avocatul și-a exprimat speranța că martorul, care ar fi recunoscut că a fost presat să facă declarații împotriva membrilor grupului Zabolotni, nu va fi torturat până la următoarea ședință de judecată. Aceasta este planificată să aibă loc peste 6 zile. Мы очень рассчитываем на то, что заинтересованные люди в эту самую минуту не обрабатывают Юрия Пархоменко в тюремных застенках. Очень надеемся, что никто с ножами и веревками его посещать не будет до следующего судебного заседания. Grupul Zabolotni, din care fac parte 6 persoane, a fost reținut și arestat în aprilie 2017 pentru că ar fi pus la cale tentativa de asasinat a lui Vladimir Plahotniuc. Dosarul lor se află la rejudecare la Curtea de Apel Chișinău. Moment șocant surprins într-o stație de așteptare a transportului public din capitală. O femeie a fost filmată cum lovește un copil care pare să aibă în jur de 1 an peste față și piept. Asta pentru că cel mic a fi scăpat jucăria pe jos, iar cât timp femeia o căuta, a pierdut ruleibuzul. Pentru că imaginile pot afecta emoțional, am decis să blurăm secvența video. Situația a avut loc astăzi, în prima parte a zilei, în preajma unui bloc de oficii. În tot acest timp, copilul plângea. Cum comentează psihologii comportamentul femeii, despre care nu știm dacă este mama copilului sau o bonă, vedeți la știrile cu Angela Gonța, care încep la 19:00. Cei 3 adolescenți care sunt acuzați că au bătut până la moarte un om al străzii au primit astăzi câte 30 de zile de arest după gratii. Aceștia au fost escortați la judecătoria Ciocana. Procurorul care conduce urmărirea penală susține că 2 dintre minori refuză să facă declarații, iar unul a recunoscut o parte din fapte. Suspecții au filmat momentul în care lovesc cu brutalitate victima, în timp ce zăcea fără apărare la pământ. Regretați ce ați făcut? Doi dintre învinuiți în cadrul acțiunii procesuale de audiere calitate de învinuit au refuzat să dea declarații, respectiv asupra învinuirii nici nu s-au expus, iar unul a recunoscut parțial, respectiv ținând că, da, într-adevăr, s-au aplicat loviturile, nefiind de acord cu calificarea. Subiecții au fost reținuți pe urme fierbinți, pentru că unul dintre ei locuiește lângă subsolul unde se adăpostea victima. Unul din învinuiți trăiește mijlocit în apropierea comiterii infracțiunii, să-i spunem, piste drum. Respectiv, ei au fost găsiți și stabiliți chiar în apropiere. Deja la momentul când s-au stabilit că ar fi pretinșii făptuitori, a fost invitat tatăl unuia dintre acestea, în discuții cu tatăl, deja și cu minorii, s-a solicitat și tatăl a dat acordul să efectuăm cercetarea la fața locului, la domiciliul unuia dintre învinuiți, respectiv acolo au fost acumulate probe care pot fi puse la baza unei învinuiri. Pentru că suspecții sunt minori, la ședință a fost invitată și o reprezentantă a Direcției Protecția Drepturilor Copilului. Разные семьи. Я больше ничего не могу. Ну какие семьи? Ну какие семьи? Они не стоят у нас все на учете. Я не знаю. Что они сказали? Есть адвокат, есть
Спрашивайте. Victima, un bărbat fără adăpost, a fost găsită moartă ieri la amiază lângă o platformă de colectare a gunoiului în sectorul centru. Cei care i-au luat viața și-au filmat crima odioasă, iar imaginile au fost publicate pe un canal de Telegram. Păi, ați ne furi? Ați ne furi, zi, da sau nu? Ați ne furi, da sau nu, zi? În cele din urmă, judecătorul de instrucție a admis demersurile procurorului, iar cei trei suspecți au fost plasați pentru 30 de zile în arest după gratii. Încă o procuratură rămâne fără șef. Este vorba de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Asta după ce șeful instituției, Ion Caracuian, și-a depus cerere de demisie, invocând motive personale. Caracuian a mai precizat că a decis să plece inclusiv din funcția de procuror. Ion Caracuian a fost numit șef la PCCOX în septembrie 2020, în urma unui concurs. Pe atunci, șef interimar al PCCOX, el a fost singurul candidat înscris în cursă. Săptămâna trecută, printr-un ordin semnat de către procurorul general interimar Dumitru Robu, au rămas fără funcții de procurori, adjuncți ai PCCOX, Aurel Ciocan și Roman Dorogan. Patru bărbați din raionul Orhei sunt cercetați penal pentru cultivarea plantelor de cânipă și comercializarea marihuanei. Pentru un gram, suspecții cereau până la 150 de lei. În timpul perchezițiilor au fost găsite 100 de plante. Dacă au reușit să vândă marfa, puteau să obțină în jur de 7 milioane de lei, susține poliția. Poliția a fost cu ochii pe activitatea ilegală a celor patru bărbați în perioada august-octombrie 2021. Suspecții originari și domiciliații raionul Orhei au amenajat un laborator cu condiții necesare pentru cultivarea plantelor de cânepă. Oamenii legii au efectuat și percheziții la domiciliile suspecților, fiind depistate și ridicate peste 100 de plante de cânepă, mai multe tipuri de droguri, dar și bani care ar proveni din vânzarea drogurilor. Marfa era comercializată la un preț de la 100 până la 150 de lei per gram. Dacă aceștia și-ar fi dus planul la bun sfârșit, ar fi obținut un venit de peste 7 milioane de lei din vânzarea întregii cantități de droguri obținute. Persoanele suspectate de comiterea infracțiunii au între 30 și 50 de ani. Bărbații sunt cercetați în arest preventiv. Ei riscă o pedeapsă penală sub formă de închisoare pe un termen de la 7 la 15 ani. Culmea hoției, 120 de metri de funie metalică folosită pentru siguranța rutieră au fost furate de pe traseul care leagă Comrat de Ceadârlunga. Dispariția cablurilor a fost observată de muncitorii de la Societatea Drumuri Comrat, care deservește porțiunea respectivă. Acestea au fost tăiate și furate de persoane necunoscute. Se presupune că infracțiunea este legată de scumpirea metalului. Cazul a fost raportat poliției locale, care acum încearcă să dea de urmele făptașilor. Pagubele materiale încă nu au fost estimate. O ambulanță s-a răsturnat la Ungheni după ce șoferul a intrat în intersecție la culoarea roșie și nu s-a asigurat. Deși conectase semnalele luminoase, girofarul nu era inclus, afirmă poliția. Impactul a surprins de o cameră de bord. Accidentul s-a produs noaptea trecută la o intersecție din orașul Ungheni. Potrivit poliției locale, șoferul ambulanței, traversând la culoarea roșie a semaforului cu girofarul inclus, a ignorat regula care spune că în cazul în care se execută misiuni de urgență de serviciu, conducătorii vehiculelor în cauză trebuie să pună în funcțiune semnalele luminoase și sonore speciale. De asemenea, aceste mijloace de transport pot beneficia de prioritate doar după ce se asigură că ceilalți conducători auto le cedează trecerea. În intersecție, ambulanța a fost lovită cu putere de un automobil de model Dacia Logan, condus regulamentar de către un bărbat de 58 de ani. În urma impactului, mașina salvării s-a răsturnat. Momentul accidentului a fost surprins de o cameră de bord. Poliția mai precizează că accidentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale. Șoferii celor două mijloace de transport au fost supuși etilotestului, care a demonstrat că nu consumaseră băuturi alcoolice înainte să urce la volan. Atât pentru rubrica de astăzi. Vă invit și mâine de la 18:50 cu alte informații. Rămâneți cu TV8 pentru că imediat urmează știri cu Angela Gonța. O seară fără incidente vă doresc!